Bună dimineața, David! Bună dimineața, Suceveni! Mulțumesc, David, pentru invitația de a fi la matinal în dimineața aceasta, pe 26 ianuarie 2023. Pe 26 ianuarie în fiecare an se sărbătorește Ziua Australiei în Australia. Este oficial Ziua Națională a Australiei și ea marchează anul 1788. Pe 26 ianuarie, când primul vapor a debarcat în Sydney Cove, și amiralul Arthur Philip a arborat steagul Marii Britanii. În prezent, de ziua Australiei, scopul celebrării este de a reflecta diversitatea societății și peisajul națiunii, o sărbătoare a familiei și a comunității, reflectând istoria Australiei. În ziua aceasta este o ceremonie specială oficială de primire a cetățeniei australiene și, de asemenea, de a acorda premiul Australianul Anului. O persoană, fie bărbat sau femeie, copil sau bătrân, care s-a distins într-un mod deosebit într-un anumit domeniu și, nominalizat și apoi, declarat Australianul Anului. Dar cel mai mare beneficiu este pentru toți australienii când este o zi liberă plătită în care familia se întâlnește la picnic și grătar, se prepară cărnăcior specific australieni, sausages și carnea de miel, lem chops. În unele orașe se organizează ceremonii publice cu oficialități, iar ziua se încheie cu foc de artificii. Happy Australia Day! Din Melbourne, Australia, vă salută cu toată dragostea și cu dor, Corneliu Tuhlei